Deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 5 și vom citi primele 8 versete. 1 Corinteni, capitolul 5, primele 8 versete. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca acel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine! Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și a adevărului. Nu știu câți predicatori și aleg cu bucurie pasajul acesta ca și bază pentru predică, pentru mesaj. Numai că, vedeți dumneavoastră, spuneam eu și cu altă ocazie, când ești bolnav, majoritatea medicamentelor, nu-i așa, au un gust cam neplăcut, amar, însă sunt necesare. Și un astfel de subiect, și anume păcatul și disciplinarea păcatului, nu este un subiect plăcut. Mai cu seamă, când privim și vedem ce grozăvie de păcat era aici și când trebuie să expui, nu, pentru o sală unde sunt și copii, și tineri, și așa mai departe, nu e ceva plăcut, nu e ceva frumos, însă cred că este necesar și ceea ce am vrea să înțelegem în seara aceasta este, dincolo de situația specifică din Corint, să privim la pasajul acesta și să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să-mi vorbești din el? Cu ce mă, ce mă vizează din cele citite pe mine într-un mod personal? Și fiecare să ne uităm cu această întrebare. Ceea ce vedem noi aici în capitolul 5 nu este altceva, dacă vreți, decât continuarea dezastrului pe care imaturitatea spirituală la nesfârșit o aduce. Am văzut în primele 4 capitole, imaturitatea spirituală a adus în Corint această stare conflictuală. Și Pavel spune lucrul acesta într-un mod concret. Datorită lipsei voastre de creștere ați ajuns să vă certați și să aveți partide și să nu mai vă înțelegeți unii cu alții. Este un semn al imaturității. Însă, la fel vom vedea, imaturitatea prelungită duce inevitabil la tolerarea păcatului, la acceptarea păcatului, pentru că nu conștientizăm gravitatea păcatului. De asemenea, vom vedea mai departe în celelalte capitole când vom ajunge, imaturitatea spirituală duce la înțelegerea greșită a unor principii de viață creștină, la înțelegerea greșită a abordării perspectivei darurilor Duhului Sfânt și așa mai departe. De aceea cred că ar trebui un prim gând să fie acesta, Doamne, îmi doresc atât de mult o maturizare, o creștere în viața mea, pentru că, repet, o imaturitate prelungită din punct de vedere spiritual aduce numai dezastru. Nu se limitează doar la dezbinare, la partide, ci, așa cum vom vedea, o serie întreagă de alte probleme. Sigur că atunci când citești aceste versete ca și cititor a acestei epistole, cred că sunt două lucruri care șochează. Și nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar aparent parcă ești puțin șocat, ești, te întreb în primul rând, cum te poate ca un om care nu era simplu simpatizant, nu era un musafir pentru biserica din Corint și Pavel identifică ca fiind unul dintre voi să trăiască într-un astfel de păcat. Un păcat care, cum spune Pavel, și păgânii chiar aveau, era dreptul roman care interzicea genul acesta de păcat.
Și păgânii nu-l acceptau. Și cu toate acestea se regăsește unde? Pe terenul bisericii. Ai zice, e ceva care mintea aproape că stă în loc. Și sigur că sunt astfel de episoade de-a lungul istoriei bisericii. E neplăcut, e nedorit, însă apar astfel de situații. Însă aș spune că mai șocant decât acest lucru este faptul că toți ceilalți credincioși, deși era evidentă problema din mijlocul lor, n-aveau nicio reacție. Sau cumva fiecare se făcea că nu-l privește situația, problema respectivă. Și este tocmai ceea ce îl face pe Pavel să scrie și să spună: asta e problema voastră și voi n-ați luat atitudine. Voi ați tolerat răul, ați tolerat păcatul în mijlocul vostru. Și cred că întrebarea care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi este: cât de mult tolerez păcatul în viața mea și în viața adunării? Pentru că este fundamental. Cât de mult voi conștientiza pericolul și consecințele atât de grave ale păcatului, cu atât de mult voi fugi de păcat. În momentul când ajung să tolerez păcatul și să nu mai văd gravitatea păcatului din viața mea sau din viața celui de lângă mine, atunci și viața mea sigur că îmi voi permite mai mult sau mai puțin în funcție de cum mă raportez. Și ceea ce va contribui decisiv la mărturia personală, dar și mărturia colectivă ca și adunare, este, repet, care este, este dată de toleranța pe care o avem față de păcat. Cu cât suntem mai intransigenți față de păcat, în primul rând la noi și apoi și în viața celorlalți, cu siguranță lucrul acesta se va vedea în mărturia personală, în mărturia colectivă care o lăsăm în jurul nostru. Așa că nu voi insista pe păcatul specific care îl scoate la iveală aici Duhul lui Dumnezeu prin ceea ce scrie Pavel Corintenilor. De altfel, stăteam și mă gândeam, putea să fie orice alt păcat, în atenție. Dacă omul acesta nu mai era în păcatul acesta, cu problema aceasta atât de gravă, să fi fost un alt păcat, credeți că corintenii aveau o altă reacție? Credeți că ar fi acționat altfel? M-am uitat un pic în epistolă și nu cred că greșesc dacă spun nici de cum. Pentru că era o serie de multe alte probleme pe care, sau o serie de multe alte păcate în adunare pe care Pavel le scoate în evidență și vorbește despre ele, și pe Corinten nu-i deranja. De ce? Pentru că se dezvoltase un soi de toleranță la păcat. Asta, frate, așa. Suntem slabi. Avem toți slăbiciunile noastre. Și vom vedea, aceasta a fost, dacă vreți, o piedică în a putea face ceea ce spune aici Pavel: dați afară răul acela, dați afară păcatul acela din adunare. De aceea aș vrea să privim îndemnul acesta, sau în seara aceasta să ne uităm și să ne punem serios întrebarea: cât de tolerant sunt cu păcatul? Cât de mult mă deranjează, cât de mult mă mâhnește, cât de mult mă întristează? Pavel spune aici: mai degrabă nu v-ați mâhnit, nu v-ați întristat. Când auzi despre un păcat atât de grav, ar trebui să, cum spunem noi, avem noi vorbă, să spice cerul în cap. Și din contră, reacția lor a fost una de indiferență total alta, și vom vedea că este subliniată de apostol aici. Repet, cât de mult ne afectează, ne întristează păcatul? Sau ni se pare că e ceva așa? Mai mult decât atât, tolerarea păcatului în mijlocul adunării din Corint este o problemă care e vizată pe toți din Corint. Pe toți cei din Corint. Vedeți, când citești pasajul acesta, vă mărturisesc că mi-a venit această întrebare și probabil că nu sunt singur, probabil că și la dumneavoastră v-ați gândit: dar unde sunt liderii? Unde sunt prezbiterii? Ok, adunarea n-are reacție, dar nici prezbiterii? Aduceți-vă aminte că și când am vorbit din capitolul 1 și am văzut noi problema pentru prima dată pusă de apostolul Pavel, problema unității, și acolo la fel Pavel subliniază și spune: nu prezbiterii au o problemă cu dezbinarea, cu unitatea, ci toți aveți o problemă. Și nu doar prezbiterii trebuie să lupte pentru unitatea în biserica din Corint, ci fiecare trebuie să urmărească. Cred că și în ceea ce privește tolerarea păcatului era o problemă colectivă care îi viza pe toți. De aceea, sigur că este o întrebare bună să spui problema aceasta: unde sunt liderii, unde sunt prezbiterii din Corint? Dar ai spune: unde sunt credincioșii maturi din Corint, care să fie deranjați, care să le pese și care să fie întristați de păcatul din mijlocul adunării? Nu sunt. Deopotrivă și unii și alții.
fie că vorbim de credincioși care aveau responsabilitate în adunarea din Corint, fie că vorbim de credincioși obișnuiți, cum spunem noi, toți tratează cu aceeași, sau în aceeași fel, păcatul din mijlocul lor. Și Pavel se apucă și le scrie, nu doar unora, nu doar altora, ci fiecare. Epistola aceasta, de altfel, este scrisă cui? Bisericii. Întregii biserici. Și de aceea cred că este un prim aspect concret și practic care putem să-l desprindem în ceea ce privește toleranța față de păcat, este un aspect care ar trebui să ne intereseze pe fiecare dintre noi. Cât de mult tolerăm păcatul în mijlocul adunării, pentru că de aceasta este vorba. Sigur, prin extensie, cât de mult tolerăm păcatul în viața noastră personală, pentru că lucrurile se leagă. Nu poți fi intransigent cu păcatul din viața altuia până nu ești intransigent cu păcatul din viața ta, pentru că altfel ești doar un fariseu. Fariseii tocmai asta făceau. Încercau să vadă defectul și greșeala la alții, în schimb la ei închideau ochii. Dar, repet, acest prim aspect este atât de simplu să spui, păi frații n-au făcut. Frații n-au luat atitudine. Frații trebuiau să facă. Bun, dar tu cât de mult ai fost deranjat de situație? Pe tine cât de mult te-a afectat păcatul? O altă întrebare care mi-a venit atunci când meditam la pasajul acesta, m-am gândit, dar oare ce a dus la tolerarea păcatului în adunarea din Corint? Și ce poate să ducă la tolerarea păcatului în viețile fiecăruia dintre noi, în viața adunării noastre și așa mai departe? Cum de se ajunge aici? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, aceeași Biblie o citim cu toții. Același cuvânt și același îndemn la sfințenie, așa cum se spunea Pavel în primul capitol, suntem cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Același statut îl avem toți, sfințiți în Domnul Iisus Hristos și apoi chemați să trăim această sfințenie. Și cu toate acestea, observăm cum n-au avut nicio problemă să accepte în mijlocul lor grozăvia unui astfel de păcat. Ce duce aici? Care sunt, dacă vreți, elementele care te pot aduce într-o situație în care să tolerezi păcatul și să nu mai fii sensibil la păcat? Să nu mai ai reacție imediată la păcat? Și aș vrea să vedem câteva elemente, sigur m-am gândit, nu sunt singurele, fiecare dintre noi putem să ne gândim și la altele. Dar cred că, în primul rând, un prim aspect pe care, de altfel, și Pavel îl scoate în evidență, este ceea ce se spune în versetul 2, prima parte, și anume, și voi v-ați spălit. Sigur că traducerea de aici poate nu ne ajută foarte bine. Nu este vorba de fălit în sensul că, vai, ce deosebit suntem noi că avem un astfel de păcătos printre noi. Nu la asta se refera Apostolul Pavel, ci este vorba de acea fălire, de acea aroganță, de acea superioritate spirituală pe care o afișeau corintenii. Este, dacă vreți, același termen folosit și în capitolul 4, când Pavel îi spune, voi vă făliți unii cu alții împotriva altora în ceea ce privește liderul pe care îl urmați. Este același cuvânt pe care îl va folosi în capitolul 8, versetul 1, când spune cunoștința îngânfă. Fălirea aceasta este, de fapt, termenul identic cu cunoștința îngânfă, adică îți dă o aparentă stare de superioritate, o mândrie de aceasta spirituală care te face să te consideri superior celorlalți. Și sigur că atunci când consideri că tu ai învățătura cea mai bună, când ai liderii cei mai deosebiți, că adunarea ta este cea mai, nu mai ai ochi să vezi păcatul. Mândria, starea aceasta de superioritate din punct de vedere spiritual, te împiedică să vezi păcatul în adevărata lui grozăvie. Și corintenii s-au fălit. Erau suficienți lor înșiși. Ba chiar le va reproșa lucrul acesta Pavel în capitolul 4, de la 18 la 21. Aveau această atitudine. Ce, Pavel, să ne învețe? Și spune acolo Pavel, v-ați îngânfat, v-ați fălit. Și vreau să văd de atunci când voi veni la voi, dincolo de vorbe, spune Pavel, vreau să văd puterea celor care s-au fălit. Repet, o primă problemă este atunci când te consideri suficient. Nimeni nu mai e ca tine. Nimeni nu mai are înțelegerile tale. Tu le știi pe toate. Ești cel mai. Biserica ta e cea mai bună. Adunarea ta e cea mai bună. Repet, toate acestea implică riscul ca la un moment dat să nu mai vezi păcatul și grozevia păcatului. Corintenii erau într-o astfel de situație. Un al doilea aspect care duce la tolerarea păcatului este, așa cum am amintit deja, imaturitatea lor spirituală.
Nu conștientizau grozăvia păcatului, nu conștientizau consecințele pe care un astfel de caz în mijlocul lor tolerat le putea avea, atât în ce-i privește, cât și ce privește mărturia colectivă a adunării. Cum să-și dea seama? Vedeți dumneavoastră, un copil niciodată nu-și va da seama de pericolul în care se află. Cine este responsabil pentru copii? Cel matur care este lângă copil. Cel care trebuie să aibă grijă de copil. Copilul niciodată nu va realiza. Mi-aduc aminte și acum, am o imagine aceasta în cap, eram cu mulți ani în urmă la grădina zoologică de aici, de la Băneasa, și eram în dreptul cuștii jaguarului și știți că este gazul acela de care face delimitarea până unde ai voie să te apropii ca și vizitator. Urmează aproximativ un metru, după care este cușca fiecărui animal. Și mi-aduc aminte că exact când eram în apropierea de cușca de la jaguar, un copilaj de vreo 3-4 ani maxim a ieșit efectiv pe sub gardul acela de protecție și s-a dus și s-a prins cu mâna de bările de la cușca jaguarului. Aproape în fracțiune de secundă jaguarul a sărit, a băgat mâna prin acele zăbrele și șansa acelui copil a fost că era o perioadă de frig și avea geacă mai groasă și i-a sfârșit decât haina de pe el. Altfel vă dați seama ce tragedie s-ar fi întâmplat. Bineînțeles că imediat a sărit și tatăl care era lângă el, dar mă gândeam câtă inconștiență, câtă lipsă de responsabilitate a avut cine? Copilul? La 3-4 ani a realizat pericolul. Cine trebuia să fie atent? Părintele. Vedeți, la fel stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Când ai maturitate, când ai discernământ, înțelegi clar care sunt consecințele care le poate aduce și pe termen scurt și pe termen lung păcatul tolerat în mijlocul adunării. Dar credincioșii aceștia au arătat și prin această toleranță imaturitatea lor. De ce? Nu conștientizau cât de grozav, cât de tragic este păcatul. Apoi mă gândeam o altă posibilă piedică. De ce au tolerat păcatul și n-au luat atitudine? Pentru că, vedeți, tolerarea unui păcat în viața altuia din mijlocul adunării de multe ori se traduce prin tolerarea unui păcat în viața personală. Cum să te duci la fratele și la sora să spui, frate, nu e bine așa, când tu trăiești și ești falimentar la fel ca și el? Vedeți dumneavoastră, este cazul acesta, sigur, izbitor, însă dacă ne uităm în capitolul 6, în partea finală, din ceea ce tratează Pavel aici, înțelegem că problema aceasta a imoralității, a curviei, era mult mai extinsă. Nu era doar cazul acestui om. Și atunci mă gândesc, când alții poate să știau cu problemele lor, cum să se ducă să spună unuia și altuia, frate, nu-i bine. Frate, uite, ești profund greșit. Vedeți de ce este important sfințerie și curăție în viața noastră a fiecăruia? Cum să putem noi curăți adunarea când noi venim la rândul nostru cu lucruri murdare în mijlocul ei? Nu se poate, spunea cineva, curăția unei adunări este dată de curăția membrilor care compun acea adunare. E un nonsens să te gândești că o adunare este curată, dar anumiți membri sau membrii pot fi și murdari în viața lor, în trăirea lor. Locurile sunt strâns legate una de alta și de aceea cred că și aceasta putea fi o problemă și poate fi o problemă și în ziua noastră, în zilele noastre. Nu poți avea puterea necesară de a da la o parte răul atâta vreme când eu sau fiecare dintre noi suntem falimentari în același domeniu sau poate în altele. Apoi mă gândesc un alt lucru care a dus la această tolerare a păcatului. Este acea falsă smerenie pe care, sigur, nu era cazul în Corint, dar deseori o vedem printre noi. De câte ori nu se aude, frate, toți greșim în multe feluri. Frate, toți avem slăbiciunile noastre. Frate, a greșit și el. Aș vrea să înțelegem că acolo în Corint nu era vorba de o greșeală, nu era vorba de un accident. Nu se întâmplase într-o singură zi și după aceea omul ăla se pocăise, nici vorbă. Era un mod păcătos de zi cu zi de a trăi. Un păcat în stare continuă în care se trăia. Aici cuvântul nu spune despre un accident al cuiva, nu spune despre o greșeală de o slăbiciune și așa mai departe, ci spune despre un mod păcătos de a trăi. De aceea, sigur, este cazul să dăm dovadă de smerenie, Dar atunci când trebuie să fim fermi și radicali în ceea ce privește sfințenia lui Dumnezeu, de altfel este acel verset care spune sfințenia este podoaba casei tale cât? Pentru o zi, pentru două? Cât vor ținea veacurile? Sau în altă traducere, pentru veșnicie. Apoi, sigur că era problema aceasta partinică sau a dezbinării.
Nu știu cu cine vota, dacă pot spune așa, omul nostru, păcătosul nostru. Nu știu dacă el s-a afișat ca fiind al lui Pavel, al lui Chifa sau lui Apollo. Însă gândiți-vă ce ar fi însemnat opunerea sub disciplina acestui om de către unii care erau dintr-o altă ceată. Comentarii de genul, pe l-au pedepsit frații că nu sunt cu ei. L-au pedepsit frații pentru că au ceva cu el. Sau cei care erau din aceeași tabără, dacă pot spune, folosi cuvântul acesta cu el. Să nu-l disciplinăm, fratele. Păi ce o să zică ceilalți? O să zică că noi avem probleme mai mari decât ei? Și fel de fel de lucruri. Vedeți, dumneavoastră, unde duce dezbinarea aceasta? Grupările acestea partinice într-o adunare? Te aduce într-o situație în care este atât de dificil și de delicat să iei atitudine față de păcat, indiferent de simpatiile și antipatiile pe care poate unii sau alții le nutresc. Dezbinarea, duhul partinic, nu doar că face rău unității trupului Domnului Iisus Hristos, dar poate duce și la acceptarea sau tolerarea păcatului, aducându-te în situația de a, în imposibilitatea de a corecta, de a lua o măsură în ceea ce privește pe unul sau altul care poate nu este în sfera unora sau altora. Apoi mă gândeam teama de a acționa în situații grele sau frica de oameni. Vedeți, trebuie să recunoaștem că uneori frica de oameni este mai puternică în viața noastră a fiecăruia decât frica de Domnul sau teama de Domnul. Și spune cuvântul foarte clar în cartea Proverbe, frica de oameni este o cursă. Pe cum să iau atitudine? Dacă mă va vedea pe mine ca fiind X sau Y? Dacă mă va eticheta ca nu știu cum? Și ne e teamă. Pentru că, repet, disciplinarea de care vorbește și Pavel aici, și în general disciplinarea nu e un lucru plăcut, nu e un lucru frumos, nu e un lucru de care să o faci cu mândrie, să o faci cu bucurie, din contră, întotdeauna disciplinarea are greutatea ei, atunci când este făcută așa cum vom vedea, cu anumită discernământ. Și în ultimul rând mă gândeam, poate că era vorba de relații speciale care a dus la tolerarea păcatului. Și când spun relații speciale, mă gândesc la prietenii, la grad de rudenie. Poate că în biserica din Corint exista și familia extinsă a acestui om. Și atunci cine să ia atitudine? E de al nostru. Poate că era prieten bun cu vreunul din prezbiterii bisericii. Și atunci cum? Să ia atitudine față de X, față de Y? Vedeți, dumneavoastră, cât de mult uneori suntem gata să abdicăm sau să renunțăm la principiile biblice, ținând mai mult la o relație în această omenească orizontală. Și mai mult decât atât, uitați-vă, dumneavoastră, de multe ori se întâmplă ca să se aplice disciplină în biserică și știți cine sunt primii care se coalizează cu cel disciplinat? Prietenii, familia. Și dintr-o dată victimă, cel care ar trebui să fie într-adevăr victimă datorită situației în care se află, nu mai este cel disciplinat, ci sunt cei care au aplicat disciplina. Săracului ce au făcut, nu merita, da, nu e nevinovat și așa mai departe. Revenind la noi și revenind la textul care l-am văzut, întrebarea care aș vrea să mi-o pun și să ne punem fiecare, Doamne, cât de mult tolerez păcatul? Cât de mult mă deranjează păcatul în viața mea și în viața adunării? Pentru că altminteri, dacă mi se pare că e un lucru indiferent, dacă trec cu ușurătate peste el, să nu ne mire că suntem slabi în mărturie, suntem slabi în putere și așa mai departe. Vedeți, Pavel, îmi place că în primul rând el enunță problema și în primele două versete spune: în mijlocul vostru este imoralitate gravă. Și mai mult decât atât, există această toleranță, există această lipsă de reacție din partea voastră. Apoi Pavel vine și de la versetul 3, 4 și 5 enunță soluția, și anume disciplinarea celui în cauză. Și apoi vine de la versetul 6, 7 și 8 și enunță motivația sau motivarea pentru ce este necesară această disciplinare, această soluție. Pentru curățarea, pentru binele adunării. Ori de câte ori aceste trei elemente, sau ori de câte ori încercăm să eliminăm unul din cele trei elemente, rezultatele nu vor fi cele scontate.
fără a identifica într-o adunare care este problema de păcat care trebuie curățată, fără a vedea clar care este problema, repet, nu poți face pași mai departe. Neidentificând sursa sau care este pe nume păcatul acela, n-ai cum să mergi mai departe. Apoi, fără o soluție radicală față de păcat, sau cum spunem noi, acceptând compromisul, lucrurile niciodată nu se duce la o rezolvare bună și întotdeauna compromisul din contră, oricare ar fi el, nu duce la rezolvarea problemei, ci duce, așa cum spuneam și altădată, la amplificarea ei. Și în ultimul rând, fără o motivație corectă, disciplinarea poate părea ca un act, ca fiind toanele cuiva, ambiția cuiva, eu știu, are cineva ceva cu altcineva și așa mai departe. Trebuie să înțelegem ceea ce, de altfel, și Pavel ne ajută să înțelegem și nu doar din locurile acestea, și din alte locuri din cuvânt, disciplinarea are cel puțin aceste trei direcții. Și anume, se face cu dorința și cu intenția de corectare și îndreptare a celui disciplinat. Dacă disciplinarea, oricare ar fi și în orice ar consta ea, nu urmărește lucrul acesta, corectarea și îndreptarea celui disciplinat, aceea, într-adevăr, nu este disciplinare. Pentru că așa spune aici Pavel, am hotărât un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Pavel nu spune, omul ăsta trebuie să fie dat pentru totdeauna și să fie pierdut pentru vecii vecilor. Pavel are în atenție salvarea, corectarea, îndreptarea omului acestuia. Și slavă Domnului, vom vedea noi, dacă vom mai apuca să ajungem curândul la în studiul, în cea de-a doua epistolă, omul acesta într-adevăr s-a pocăit și s-a îndreptat. Apoi, cel de-al doilea aspect al disciplinării publice din adunare trebuie să avut în vedere, sau trebuie să aibă în vedere, protejarea adunării. Și este ceea ce Pavel tocmai vorbește din capitolul, în versetul 6, în care spune, puțin a luat, puțin păcat, dospește toată plămădeala. Cu alte cuvinte, Pavel spune, vă afectează pe voi toți ca și adunare. Nu este un lucru nesemnificativ. Și atunci, de ori de câte ori se face o disciplinare, se face pentru corectarea și îndreptarea celui în cauză, dar atenție, se face și pentru protejarea adunării din care face parte. Și nu în ultimul rând, se face pentru păstrarea unei mărturii bune, o mărturie publică bună. Gândiți-vă dumneavoastră, spune aici Pavel, din toate părțile se spune că între voi este păcatul acesta. Cine știa de lucrul acesta? Doar credincioșii? Nu vedeți dumneavoastră? Calcă pe băi, cum spunem noi, un creștin și primii care află și cine sunt? Cei necredincioși. Și unde mai este mărturia? Dacă nu se ia atitudine față de acel păcat, știți ce vă spun cei din lume? Păi și voi sunteți ca noi, mai rău ca noi. Pentru că ne identifică pe toți cu problema sau cu păcatul celuia despre care aude. De aceea este nevoie de o disciplinare fermă pentru îndreptare celui în cauză, pentru protejarea adunării și pentru păstrarea unei mărturii în lumea aceasta. O adunare care își pierde mărturia și a pierdut scopul pe acest pământ. Degeaba putem să spunem noi, avem cele mai bune învățături, cele mai bune mesaje, dar dacă ca adunare nu avem o mărturie publică, bună, nu spun să ne vorbească de bine. În general, cei credincioși sunt vorbiți de rău. Dar să nu ne vorbească de rău pe lucruri concrete și adevărate. Să nu scoată în evidență păcate pe care le tolerăm în mijlocul nostru. Mă gândesc ce rușine probabil erau pentru credincioșii din Corint. Erau cei din jurul lor. Corintul oricum era o cetate depravată. Și mă gândesc, gândeau poate, jubileau cei care auzeau, ia uzi măi și la pocăiți, e unul care le face mai rău ca noi, e unul care trăiește mai rău ca noi, ce rușine. Repet, disciplinarea este una greu, neplăcut, dar trebuie să fim conștienți că lipsa disciplinării are consecințe mult mai grave. Și nu doar omul respectiv este în pericol, ci întreaga adunare este în pericol. De aceea îmi place că Pavel ia atitudine și nu se rușinează ca să pună lucrurile la punct, nu se rușinează să spună păcatului pe nume, nu știm cine este omul acesta, nu-i dă numele, nu știm dacă avea o poziție în adunare mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, nu cred că asta este important. Pavel spune următorul lucru, măi creștinilor din Corint, voi sunteți conștienți, știți care e problema, și nu luați atitudine. Ce-i cu voi? Uite, eu nefiind
fizic în mijlocul vostru, dar prin Duhul fiind cu voi, deja am judecat și am luat hotărârea aceasta. Și slavă Domnului că credincioșii din Corint n-au spus, a, asta este capriciul lui Pavel. Vrea Pavel să facă pe șeful în adunarea noastră. Vedeți, întotdeauna când este vorba de disciplinare, nu este suficient ca, eu știu, un frații sau un grup de frați să iau o hotărâre. Dacă întreaga adunare nu participă la acel act de disciplinare, și vom vedea că în ceea ce privește sau ce privea pe credincioșii din Corint, nu era vorba doar darea afară acestui om din adunare, dar însemna și o izolare a lui de către ceilalți credincioși. Ce spuneți dumneavoastră dacă omul acesta, să zicem, nu mai venea ok în adunarea din Corint, nu mai participa la adunările pub care le avea adunarea din Corint, dar fiecare credincioși în particular să se strângă cu omul acesta, să aibă legături în continuare, ca și când totul nu s-ar fi întâmplat nimic. L-ar fi ajutat cu ceva pe omul acesta să se pocăiască? Nici vorbă. De aceea, repet, este important să înțelegem că actul disciplinării ne vizează pe noi toți. Și trebuie să fim implicați noi toți. Pentru că alminteri nu va fi decât o hotărâre de disciplinare, dar care în esență nu va fi pusă în practică decât de întreaga adunare. Sau nu va fi pusă sau nu va fi pusă în practică, în funcție de cum ne raportăm la cer care este pus sub disciplină. Și Domnul să ne dea înțelepciunea, ca dincolo de intoleranța sau toleranța zero care s-o avem la păcat, un al doilea aspect pe care putem să-l învățăm din textul acesta este să putem, ca atunci când, prin frații cu răspundere din adunare, Dumnezeu aduce o situație de disciplină, chiar dacă este neplăcută, chiar dacă poate este cineva care ne suntem în bune relații, cum spunem noi cu el, chiar dacă ne este cineva drag, să ținem mai mult, așa cum se cita, la slava lui Dumnezeu decât la slava noastră, decât la relațiile noastre, în așa fel ca disciplina aceea să poată să își ducă efectul până la capăt, și anume îndreptarea celui în cauză, protejarea adunării și păstrarea unei mărturii bune. Amin.